dragii mei! Astăzi vă propun să discutăm despre proiectul invitatelor mele, care se numește Drumul spre Vindecare. Acest proiect este menit să îi ajute pe cei cu afecțiuni hematologice să depășească această situație în care se află, această situație delicată. Proiectul îi va sprijini pe cei bolnavi atât pe durata tratamentului, cât și după. Le am lângă mine pe doamna Monica Bunaciu, fondator și președinte al asociației și fost pacient. Asociația se numește Asociația Română împotriva Leucemiei. Claudia Chelan, medic specialist, diabet, nutriție și boli metabolice. Și Mihaela Vișan, farmacist și health coach. O să încep cu dumneavoastră. Spuneți-ne mai multe despre acest proiect. În primul rând, am creat această asociație pentru a ajuta pacienții, pentru că în momentul în care eu am fost bolnavă, nimeni nu m-a ajutat, nu aveam de unde să culeg informațiile, iar acum aceste informații vin din foarte multe surse, unele dintre ele nefiind foarte, foarte corecte și pacienții nu mai știu de unde să culeagă informațiile, care sunt adevărate, care sunt false, ce trebuie să creadă, ce trebuie să nu creadă. În general, adevărul este relativ. Prin urmare, anumite reguli sunt foarte, foarte bune pentru oamenii care sunt sănătoși și sunt nocive, aceleași reguli sunt foarte nocive pentru cei care sunt bolnavi și care fac tratamente. Despre asta o să vorbească oricum colega mea, Claudia, care nu doar că este un medic foarte bun, dar plus este și fost pacient. A avut limfom, a trecut, știe exact prin ce se trece, deci este, cred că, sursa cea mai demnă de încredere. Iar Mihaela are experiență în coaching și poate să vorbească despre tot ce înseamnă suportul psihologic atât al pacientului cât și al aparținătorului sau al personalului medical. De ce am creat acest proiect? Odată pentru tot ceea ce am spus înainte și în al doilea rând pentru că toată lumea, pacienții și aparținătorii trebuie să înțeleagă faptul că medicii hematologi sunt medici hematologi, deci ei au menirea să trateze acea patologie, acel pacient care are acea patologie, deci să se ocupe de partea hematologică, nu de nutriție, nu de igienă, nu de suportul psihologic. Poate că uneori au o experiență, de fapt orice om are o experiență limitată. De aceea, și dacă la un moment dat un pacient vrea să plece în străinătate, trebuie să meargă la un expert pe acea problemă, nu să meargă în străinătate doar pentru că se merge în străinătate și acolo e mai bine. Știu nenumărate cazuri care au fost mult mai rău tratate în străinătate decât în țară. Deci nu există, nicăieri nu umblă câinii cu colaci în coadă. De aceea este foarte, foarte important să știe omul, în momentul în care face o alegere, să știe de unde își obține informațiile, în ce fel de informații să creadă și ce să nu creadă. Pentru că dacă luăm, de exemplu, niște rețete din formula AS, nu înseamnă neapărat că sunt adaptate pentru absolut toată lumea și că sunt absolut credibile și sunt cele mai bune idei. Pot fi unele foarte bune, altele nu neapărat. Prin urmare, am strâns și încerc să fac o echipă cât mai completă. Deocamdată echipa este formată din foști pacienți care știu exact prin ce infern trece pacientul și cum am ieșit. Deci putem să îi susținem din acest punct de vedere și să le dăm forță, să le arătăm că într-adevăr se poate. Că leucemia și limfomul și orice boală hematologică se poate vindeca. Eu am fost în fază terminală, mi-au spus nu știu câți medici din nu știu câte țări, mi-au spus și din Germania și din Spania și din Statele Unite și de peste tot mi-au spus că mor într-o săptămână, au trecut 22 de ani. Doar pentru că am avut mentalul și părinții mei, tatăl meu a avut mentalul
adecvat care a putut să mă împingă căruța chiar în momentul în care eram în prăpastie. Deci aici consider că coachingul poate ajuta extraordinar, extraordinar de mult. De aceea suntem o echipă de coach, dintre care noi două, eu și cu Mihaela, suntem acum reprezentanți, dar sunt mai mulți, este și Eugenia, colega noastră, care astăzi n-a putut veni. Și mai sunt și alții. Și noi putem să îi învățăm cum să pună psihicul și toată energia pozitivă în beneficiul lui și astfel încât să poată găsi calea spre vindecare, spre autovindecare. Asta înseamnă 60% din procesul de vindecare. Apoi 30% ține de medici. Într-adevăr, trebuie ca pacientul să țină foarte bine cont de toate informațiile date de medici și să respecte deciziile lor, pentru că ei sunt responsabili de partea medicală, nu revistele. În momentul în care noi citim tot felul de lucruri de pe internet, din cărți, din reviste, riscul este foarte, foarte mare să facem o eroare, pentru că revistele nu țin cont de cazul clar, concret. Medicii știu cazul clar, concret, știu tot istoricul medical, știu tot ce înseamnă analize, știu tot ce înseamnă ereditate și așa mai departe, deci ei au toate informațiile astfel încât să poată să ia niște decizii corecte și concrete pentru acel caz și nu pentru boala în general. Medicul nutriționist poate să spună ce înseamnă igienă, nutriție, igienă alimentară și așa mai departe. De ce? De exemplu, anumite un ceai care este foarte bun, gen ceaiul de sunătoare, poate să fie nociv în cazul pacienților care fac chimioterapie. Pentru simplu motiv că, fiind o modalitate de detoxifiere, elimină și chimioterapia și atunci devine inadecvat. Da? Deci sunt foarte multe detalii care pot schimba totul. Cred că am vorbit. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, ce veți face concret, adică fizic, ce faceți? Concret, eu împreună cu foști pacienți demonstrăm pacienților actuali și familiilor lor că se poate, găsim soluții adecvate, îndrumăm, putem să-l îndrumăm în această călătorie spre vindecare și să-i spunem, să vedem unde sunt erori, ce anume poate ajuta, pentru că nimeni nu poate înțelege un pacient mai bine decât un fost pacient. De asta spuneam și de Claudia, este foarte important faptul că ea a fost pacient, ea a fost în infern, a ieșit din infern. La un moment dat, am fost săptămâna trecută, fac o paranteză, am fost la Milano și m-am întâlnit cu 7 pacienți și eram în aeroport și mâncam o pizza înghețată și eram atât de fericiți și la un moment dat am zis, Doamne, dar după ce vezi infernul, viața are un alt parfum. Suntem altfel, devenim altfel și vedem lucrurile altfel. Nu putem, probabil că nu o să înțelegem niciodată suferința aparținătorilor, dacă n-am fost aparținători. Însă noi, ca pacienți, știm foarte bine prin ce am trecut și prin ce trec cei care acum merg pe acest drum. Am înțeles. Când a luat ființă acest proiect? Acest proiect a luat ființă acest an. Tocmai pentru că am pierdut 8 pacienți care au încercat să găsească alte alternative la leucemiile acute, anume să găsească terapii homeopate sau, în fine, să meargă pe medicina alternativă, ori chiar dacă eu cred în medicina alternativă, la patologiile acute, la patologiile în care nu ai timp, cea mai bună soluție este medicina care este testată de zeci de ani și care funcționează, se știe că funcționează. Am creat acum aproximativ 2 ani un alt proiect, tocmai pentru a ajuta pacienții și pentru a găsi soluții acolo unde nu existau soluții. Este vorba despre o patologie, despre o leucemie dată de un virus, care până acum 2 ani avea mortalitate de 90% la 10 luni.
da? Deci la 10 luni, 90% din pacienți nu mai existau. E, datorită acestui proiect în care am adunat medici din Franța și din România și acești medici au făcut voluntariat, au dat din timpul lor, din energia lor, pentru ca să discute toate cazurile și să găsească noi modalități de, tratament, după un an de la demararea proiectului, aveam 70% de pacienți în viață. Deci e ceva fenomenal, extraordinar. Nicăieri în lume nu există astfel de rezultate. Iar acum, la 2 ani, 40% sunt în viață. Deci nici măcar în Japonia, nici în Statele Unite, nicăieri în lume nu există astfel de rezultate. Este ceva fenomenal. Deci se poate, dacă noi ne dorim să reușim să rezolvăm ceva, oricât de greu ar fi, este imposibil să nu reușim. Aici, iarăși, coaching-ul este foarte, foarte important, pentru că în coaching tot timpul ne gândim la soluții. Tot timpul vedem soluțiile și vedem care este modalitatea de a obține ceea ce dorim. Știu că de Crăciun aveți o surpriză pentru bolnavi. Da, de Crăciun am făcut... E foarte interesant că anul trecut am avut 200 de pacienți, anul acesta sunt 380. Și foștii pacienți sunt recunoscători, toți suntem recunoscători faptului că am reușit să mergem pe acest drum al vindecării și să fim în viață. Și foștii pacienți au încercat să facă ceva, câte ceva, astfel încât să ofere cadouri actualilor pacienți, dar mai ales să le dea speranță. Deci eu împreună cu alți pacienți mergem și dăm cadouri care, de fapt, ce sunt? Este o felicitare făcută de un fost pacient care este în Timișoara. El și-a dat din timpul lui, energia lui și banii lui și-a luat cartonașe și-a făcut reni, de exemplu. A făcut niște felicitări extraordinare cu reni, pur și simplu ca să dea din energia și speranța lui mai departe. După aceea, mama a făcut compoturi biologice, Claudia a adus îndulcitor, astfel încât să nu fie cu zahăr și s-au făcut aceste compoturi care se dau pacienților. Georgiana și cu Camelia au cumpărat biscuiți, astfel încât să fie iarăși ceva, care un exemplu a ceea ce pot mânca chiar în timpul chimioterapiei. Lucruri sănătoase și un mod de viață pe care trebuie să o ai în timpul terapiilor. De asemenea, le oferim informații legate de nutriție și de igienă. Deci toate aceste lucruri sunt făcute din tot sufletul și cu cele mai bune intenții și sperăm ca ele să fie binecuvântate. Cu siguranță. Vreau să vă întreb, că tot a venit vorba de nutriție, cât de importantă este nutriția în cazul pacienților oncologici? Aș zice că relația dintre nutriție și afecțiunile oncologice este foarte importantă, mai ales din stadiul de prevenție a cancerului, dar și apoi în momentul în care pacientul este diagnosticat cu afecțiune oncologică și urmează un tratament sau după ce a terminat tratamentul, el are nevoi speciale pe care de cele mai multe ori nu le cunoaște, apelează la medicul hematolog cerându-i sfaturi, dar nici medicul oncolog sau hematolog nu este cel mai în măsură să răspundă la toate întrebările pacienților. Și atunci ei citesc într-adevăr mult, vorbesc între ei, discută pe forumuri și nu... Mi se pare că nu primesc întotdeauna răspunsurile cele mai corecte și informații verificate științific. Deci rolul meu ca medic nutriționist în acest proiect este acela de a oferi informații despre un stil de viață sănătos și despre cum putem adapta, optimiza alimentația pentru nevoile pacientului din această perioadă delicată, oferind informații validate științific, din surse sigure. Tot ceea ce noi transmitem prin intermediul paginii de Facebook sau prin pliantele pe care le oferim pacienților, prin consilierea din spitale, conțin doar informații care să le facă bine. Nu nimic care este doar presupunere,
le oferim doar certitudini. Cum ar trebui să arate dieta într-o zi a unui bolnav? Ea trebuie să fie echilibrată din punct de vedere nutritiv, asta este clar. Și știu că foarte mulți se gândesc că nutriția poate să fie cea care să ofere vindecarea, dar eu nu aș privi-o chiar în felul acesta, adică nu trebuie să privim, nu trebuie să ne gândim la nutriție ca la o soluție completă pentru a ne vindeca de cancer, ci mai degrabă ca la un sprijin al tratamentului alopat instituit de către un medic oncolog sau hemato-oncolog. Deci, practic, are rol de susținere. Susținere atât în cadrul tratamentului, pentru a putea ajuta organismul să susțină chimioterapia, radioterapia, transplantul cu celule stem, dar și după, în perioada de recuperare și de remisiune. Deci, nutriția trebuie să fie echilibrată, trebuie să conțină toate principiile nutritive, adică proteine, grăsimi, carbohidrați, și astfel asigurând toți micronutrienții. Nu este bine să renunțăm la niciunul dintre aceste principii nutritive, adică nici la proteine animale, nici la carbohidrați, la sursele de glucoză, cum am mai auzit. E important să avem din fiecare, dar să cunoaștem care sunt sursele sănătoase din acești nutrienți. Deci, ideea că trebuie să renunțăm la carne, la proteine în general, este... Este una falsă, este un mit și nu este un lucru demonstrat științific că ne-ar ajuta în momentul în care aflăm că avem cancer. Dimpotrivă, proteinele sunt foarte importante și în a susține sistemul imun, pentru că, practic, sistemul imun este format din proteine, din anticorpi care luptă împotriva infecțiilor, dar, de asemenea, și în faza de recuperare. Atunci când celulele au nevoie să se recupereze după tratament, ele au nevoie de proteine ca să se refacă. O parte din aceste proteine este bine să fie de origine animală. Nu zic că toate, adică nu orice tip de carne este bun. Mai degrabă carnea albă, carnea de pasăre, din condiții, din surse naturale, carne de pește, fructele de mare, ouăle, produsele lactate degresate. Acestea sunt surse de proteină animală care au o valoare biologică foarte mare și la care nu trebuie să renunțăm. Cât de importantă este igiena în cazul bolnavilor? Foarte importantă. Atât igiena personală cât și igiena alimentară. Pentru că în cazul afecțiunilor oncologice, toate tratamentele sunt instituite după un anumit protocol terapeutic decis de către medicul curant oncolog sau hemato-oncolog, după tip și stadiul cancerului. Dar, dincolo de instituirea tratamentului, ceea ce contează foarte mult este felul în care ne alimentăm și cât de bine respectăm regulile de igienă și care este starea noastră psihică, practic, pe parcursul tratamentului și după. Deci, practic, acești doi factori, nutriția și igiena, pot să fie decisivi în eșecul sau în succesul unei terapii. Deci, aș zice că foarte, foarte importantă. Și pacienții oncologici au niște particularități, adică trebuie să fie mult mai precauți în privința igienei în această perioadă. Lucru care nouă ni se pare poate banal, că cu toții ne spălăm pe mâini sau cu toții ne facem duș în fiecare zi, dar pentru ei contează foarte mult. Dacă s-au spălat pe mâini înainte de fiecare masă, dacă și-au pregătit corect alimentele, le-au spălat corect, dacă au fost atenți să nu se contamineze. Cum să spele corect alimentele? Care sunt regulile de igienă pe care trebuie să le respecte? Sunt faze și faze ale tratamentului oncologic, adică în momentul în care sunt în timpul chimioterapiei, radioterapiei sau transplantului cu celule stem și sunt în perioada de aplazie, adică o perioadă în care sistemul imun este la pământ, deci nu mai au scutul de apărare, practic, împotriva infecțiilor, atunci ei trebuie să evite tot ce înseamnă lucruri pe care nu îl pot steriliza. De exemplu, legumele proaspete sunt de evitat în această perioadă pentru că ele vin și cu o minimă încărcătură bacteriană care unui om sărătos nu i-ar face rău. Dar unui om care nu mai are sistem imun îi pot declanșa o infecție care apoi se poate dovedi fatală și mi se pare ironic să mor din cauza unei infecții
atunci când tratamentul ar putea să dea roade. Deci, în primul rând, gătim foarte bine legumele, tot ce înseamnă carne, ouă, pește, la fel foarte bine gătite. Putem consuma fructe proaspete, dar doar acelea care au o coajă pe care o putem îndepărta înainte, le spălăm foarte bine înainte, eventual în apă cu bicarbonat, îndepărtăm coaja groasă și le putem mânca. Fructele care au însă o coajă subțire pe care nu putem îndepărta fără să contaminăm miezul, atunci trebuie să le gătim, să le consumăm în stare de compot, de exemplu, sau în prăjituri. Am înțeles cum e cu starea fizică. Acum vreau să vorbim un pic și cu starea psihică, despre starea psihică a pacientului și o să te rog, Mihaela, să-mi spui cum te comporți cu pacientul ca și aparținător. Aparținătorul joacă un rol foarte important în vindecarea bolnavului. Pentru că, așa cum a fost și cazul mămicăi, dacă nu era tatăl ei să fie cel puternic și rezistent în toată situația de atunci, probabil că era un colaps psihologic acolo în familie. Și e suficient ca un aparținător să fie, din, să zicem, între mamă și tată, unul dintre ei să fie mai puternic și să reușească să ridice toată familia. Am văzut cazuri în care bolnavi de diferite tipuri de tumori au cedat pentru că toți membrii familiei au cedat psihic. Și am văzut cazuri în care, pentru că s-a crezut fără niciun dubiu în vindecare, s-au ridicat din morți. Adică chestii de genul ăsta am văzut, mai ales la când lucram la Cluj, la neurologie, am văzut cazuri de genul ăsta unde mai făceam practică. Și acolo chiar era, pe lângă că era și creierul afectat, dar chiar era o treabă psihologică la mijloc, pe lângă cea neurologică. Și studiile au demonstrat deja că, exact cum zicea și Monica, undeva la 60%, altele merg chiar către 80%, în rata că componente importante în vindecare, starea psihică. Practic, starea emoțională. Cele mai recente studii chiar indică faptul că stresul, nervozitatea, tristețea, depresia, tot așa suprimă, practic, tot ce înseamnă exprimarea liberă a sistemului imunitar și, practic, ne ridică scutul, doar o stare proastă, ne ridică scutul de apărare, contractându-ne, practic, spirala ADN-ului. Practic, nu se mai exprimă nimic corect în organismul nostru la nivel de informație. Și atunci rămânem descoperiți. Și pentru aparținători trebuie, într-adevăr, să intervină și pe partea psihologică și pe partea de coaching, cu toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, să se intervină, să îi educăm în primul rând pe ei, paralel cumva cu bolnavul, dar pe ei mai degrabă, pentru că au o mare influență afectivă și emoțională asupra bolnavului, cum să-i abordeze. Și, din păcate, la noi există mai mult pe hârtie chestia de ședințe multidisciplinare în spitale, farmacistul clinician care ar trebui să dea ultimul ok la orice tratament, să verifice incompatibilități, alte boli. La noi nu se întâmplă, din păcate, lucrul ăsta. La noi, exact cum zicea Monica și Camelia, la noi totul este, se duce toată lumea la hematolog și crede că el le știe pe toate. Ori el ar trebui să cheme o echipă de specialiști, cam cum ne-am instituit noi așa ad hoc, care să oferă aceste informații și acest sprijin. Așa cum s-au introdus în școli cabinetele de psihologie, în țările civilizate știm că există și chiar există și se practică, adică vezi că un copil se comportă puțin ciudat, se duce și le asistă un psiholog. Așa ar trebui să existe și pentru bolnavi. De aceea ei sunt cumva descoperiți și de aceea am instituit acest program. Și atunci mergem pe toate direcțiile, pornind de la aparținători și cadrele medicale. Deci este foarte important ca aparținătorii să urmeze și ei un program de coaching. Da, este neapărat coaching, cât să le dăm câteva noi abordări pe care să le aibă în vedere când discută cu bolnavii. Dar personalul medical cum trebuie să se comporte cu pacientul? Acolo e o chestie vitală, iarăși. Dacă un medic vine și îți spune mai trăiești o săptămână, e foarte probabil tu să te setezi mental că mai trăiești o săptămână. Vorbim chiar de o autoprogramare mentală a supraviețuirii.
Și de aceea aici joacă un rol important felul în care un medic îți transmite informația. Am auzit polemici legate și de etica în această privință. Cât de etic este să nu spun de fapt unui pacient că va muri conform statisticilor și așa mai departe? Aici și am văzut foarte multe tipuri de abordare. Medici care preferă să fie foarte evaziv, să nu spună că va muri sau așa mai departe, să păstreze așa o rată de speranță în pacient. Și alții care sunt foarte tranșanți și care o spun verde în față, păi nu ai, uite-te, chiar toți mor, ăsta se și numește, este un tip de tumoare care se numește Terminator și așa i-a și spus bolnavul, este Terminator, chiar l-a terminat pe bolnav. Adică dacă tu te exprimi așa, distrugi acea chestie de care spuneam mai devreme, emoțional, afectiv, psihologic, tot orice chestie de care tu te-ai fi agățat înainte, te supraviețuiești, nu o mai e. Deci este foarte important felul în care transmiți informația. Într-adevăr, și aici, asta dorim să venim cu o nouă abordare, pentru că noi nu învățăm pe nimeni nimic nou. Noi doar oferim un alt punct de vedere al coachingului, care pune lumina pe soluții, pe speranță și aceea tot bazată pe statistici. Hai să ne uităm pe statisticile pozitive, hai să ne uităm pe ce funcționează și uitați în cazul acesta cum a funcționat de fapt de s-a ajuns la 40% de la 90% doar pentru că au fost asistați prin coaching și mentoring de către alți pacienți care au supraviețuit. Și chiar propuneam, noi aveam niște discuții cum că în saloanele cu pacienți cu boli terminale sau cu boli foarte grave ar trebui să intre pacienți care au supraviețuit, nu să vadă cum mor pe capete pacienți din jurul lor. Aceste lucruri ar trebui foarte bine separate. Și un pacient cu o boală terminală poate ar trebui să fie pus lângă cineva care și-a revenit. Tot la nivel psihologic. Deci în spitale ar fi multe lucruri de schimbat așa, care par nici măcar nu costisitoare. Să organizeze altfel pacienții nu e o chestie de bani. E o chestie de să faci o ședință și să nu mai pui 10 pacienți letali în același salon. Doar ca să li se ridice moralul. Pentru că am văzut cazuri în care erau doar doi într-un salon și unul a murit cu o zi înainte și celălalt și-a pierdut orice speranță și a intrat în coma a doua zi doar pentru că l-a văzut pe celălalt murit. Bineînțeles că nu o să pot să spun că s-a demonstrat științifică de aceea a intrat în comă, dar efectul psihologic este devastator. Bineînțeles, da. Este devastator. Aș Cum... adăuga, Da, nu m-am dat. vă Deci aș adăuga faptul că legat de medici, pacientul trebuie să înțeleagă foarte, foarte bine că medicii au niște statistici, dar că pacientului îi trebuie o șansă. Noi nu avem nevoie de 90% șansă, noi avem nevoie de o șansă care să fie a noastră. Pentru că nu ne încălzește cu nimic. Să fie 90% șansă de reușită și noi să fim în aia 10, pe noi ne interesează să fie o șansă de vindecare și noi să avem acea șansă. Iar ca să avem acea șansă, trebuie să o căutăm, trebuie să fim mental pregătiți. Acum, într-adevăr, ar fi ideal cumva să se găsească o soluție, dar dacă este unul bine și unul care să fie terminal și cel terminal moare, cel bine nu mai este bine. Adică Da, cumva, cu două fețe. da, deci cumva ceea ce facem noi, foștii pacienți, dar care suntem, eu sunt în remisie de 22 de ani, adică în 21 martie anul viitor voi face 22 de ani de la transplant. E, noi cei care deja suntem reconstruiți și mental destul de solizi, putem să mergem în saloane și facem acest lucru și îi încurajăm prin exemplul nostru, pentru că nimeni, nu suntem niște nume în cărți. Nu suntem, deci avem dovezi, avem medicii noștri, avem istoria noastră, deci oricine poate verifica, într-adevăr am fost în fundul prăpastiei, am trecut prin infern și am ieșit. Eu nu aveam nici măcar acea 1% șansă. Și totuși sunt în viață. Deci medicii pot spune, pentru că este datoria lor, pentru că altfel pot fi dați în judecată, că nu li s-a spus și așa mai departe. Deci medicii pot spune că din experiența lor și din ceea ce există în cărți, nu mai există șanse. Dar pacienții și aparținătorii trebuie să aibă tot timpul în minte, să se gândească tot timpul la faptul că dacă suntem în viață, înseamnă că suntem în viață și avem o șansă. Nu știu ce va fi peste o săptămână, nu știu ce va fi nici măcar peste o zi. Însă, important e să credem și să căutăm acea mică luminiță de la capătul tunelului.
Cel puțin eu asta am făcut. De asta sunt în viață. Am fost și în coma, am fost și paralizată. Am fost în toate stările posibile și imposibile. Mi-au spus nu știu câți medici, specialiști, hematologi de toate națiile și de toate felurile că nu mai am nicio șansă. Și totuși sunt în viață. Deci se poate. Ideea este, exact cum spunea Mihaela, că trebuie pur și simplu să gândim pozitiv. Trebuie să gândim pozitiv și cu siguranță familia, dacă ne susține atunci când noi cădem, pentru că fără doar și poate cădem. Suntem ca niște copii mici, ca să învățăm să mergem, trebuie să cădem. Trebuie să cădem. E chiar un lucru benefic faptul că mai cădem. Important e ca familia să aibă speranță și să vrea. Am observat că oamenii care sunt credincioși reușesc mult mai ușor, pentru că ei cred că Dumnezeu îi ajută și atunci își lasă toată puterea în Dumnezeu și pe Dumnezeu îl pun deasupra medicului. Deci atunci nu mai... în momentul în care medicul spune că nu mai e nicio șansă, ei cred în Dumnezeu și atunci trec peste. Dar mai sunt și alte soluții. Dacă nu sunt neapărat foarte credincioși, trebuie să fac apel la alte modalități de a avea această speranță. Cred că asta este foarte bine, asta vreau să completez un pic, pentru că, din punctul meu, ca fost pacient și ca și coach, simt nevoia să precizez că este importantă partea psihologică, este extrem de importantă. Chiar în momentele alea în care medicii, din diferite motive, spun că poate nu mai este nicio șansă. Și atunci motivul să schimbi direcția. Poate că acea cală nu mai este bună, nu mai dă soluții, dar poate există altă cală. Cum trebuie să se comporte pacientul cu medicul? Acum, din direcție pacient-medic, mai degrabă aș pune invers medic-pacient. Dar oricum, pacientul trebuie într-adevăr să fie docil și să asculte de medic. El practic îi dă niște instrucțiuni de specialitate, să urmeze întocmai instrucțiunile acestuia și într-adevăr să creadă în tot ceea ce ține de specializarea lui. Dacă aș fi pacient, așa m-aș gândi. Cred în el pentru că este specialist și de aceea apelăm la specialiști. Noi nu le știm pe toate și trebuie să avem încredere în oamenii de specialitate. Nu încurajez un pacient să caute singur informații pe internet, exact ce spuneau colegele mele, de aceea ne-am instituit ca grup de specialiști. Ne verificăm foarte bine înainte să publicăm orice, din mii de surse, din zeci de surse, din sute de surse și ne mai facem după aceea și o confruntare între noi. Pentru că fiecare vine din medii diferite și aduce bogăția lui de cunoaștere. Și atunci nu încurajez, pentru că informațiile pot să fie foarte, foarte de busolante și te bagă într-o confuzie maximă și chiar nu mai știi ce să faci. Atunci sfătuim pacienții să ascultă într-adevăr medicii și să ceară sfatul pe tot ce nu ține de medic ca specializat. Dar ce așteptări trebuie să aibă sau să nu aibă pacientul de la medic? Eu cred că aici e o chestie de angajament al medicului, că își face bine meseria și e acest jurământ al lui Hipocrate prin care el se angajează și jură că toată viața își va dedica, practic, întreaga lui ființă pentru a face bine și a face pacientul bine, atât cât poate el. Și atunci aici cred că intervine și o încredere care ar trebui să fie foarte mare dinspre pacient spre medic. Și la rândul lui medicul să fie într-adevăr competent, să nu aștepte doar un plic ca să facă pacientul bine și alte chestii care se întâmplă din păcate la noi. Am văzut cazuri destule în care nu s-a făcut nimic cu un pacient, nici măcar nu s-au schimbat cerceafurile sau așternuturile pentru că n-a plătit începând de la infirmieră până la medic și așa mai departe. Deci asta ar trebui să fie ca relație pacient-medic, o relație de încredere și de susținere maximă. Că tu îți pui practic în cazul ăsta viața în mâinile. Ceea ce recomand eu pacienților este să vadă dacă au, de la diagnosticare, dacă au încredere în acel medic. Există medici care nu iau șpagă, există medici care sunt dedicați, lucrez cu medici minunați care se luptă, deci medici
Am văzut medici în România care s-au luptat pentru pacienți, cum n-am văzut în toată lumea asta. Și am experiență în Italia, am experiență în Franța, am experiență în Germania, am experiență în mai multe țări. Deci, oameni, medici, adevărați. Deci, fraților, căutați-vă medicul în care să aveți încredere. În momentul în care ai încredere în medicul respectiv, ți-ai găsit medicul care ești compatibil, mergi pe mâna lui până la capăt. Și doar dacă el spune că nu mai poate, că el nu mai știe ce să facă, doar în acel moment, îți cauți altă sursă. Poate că există, pentru că medicina evoluează extraordinar de mult. Ceea ce făcea, ce se făcea acum 20 de ani este, cum să spun, departe față de ceea ce se face astăzi. Există astăzi niște medicamente, există niște procedee uimitoare. Dacă noi în 2 ani am ajuns de la 90% mortalitate la 40% supraviețuire, nimic nu poate sta în calea vindecării. Nimic nu mai poate sta în calea vindecării, în afară de moarte, bineînțeles. Dar dacă suntem în viață, există soluții. Iar ce poate să aștepte, asta am mai scris mai de mult în asociație, chiar am scris un articol. De la medici, pacienții trebuie să aștepte doar pe bucata lui informații și atunci, de exemplu, facem chimioterapie și pacientul ar vrea să știe ce se va întâmpla peste o lună. Este imposibil. Un medic nu are cum să știe. Medicul poate să spună doar ce face în ziua respectivă, pentru că se poate schimba tot. Se pot schimba terapii, se poate schimba protocol, se poate schimba absolut tot în funcție de analize. În funcție de analizele din ziua respectivă. De asta spun, nu mai luați informații de pe net, pentru că netul n-are de unde să știe ce analize ai tu în ziua respectivă. Medicul hematolog poate să facă chimioterapia și terapia în funcție de analizele tale și doar ale tale, nu ale altcuiva. Deci nu e vorba de lucruri citite în cărți. Ei au experiența, ei au expertiza, ei știu ce trebuie să facă, dar doar pe plan hematologic. Dacă vor informații de la nutriționist, merg la nutriționist. Dacă vor informații de la infecționist sau despre cum să treacă din punct de vedere psihologic, apelează la noi, la psihologi, la coach și așa mai departe. Adică trebuie să-și găsească omul potrivit. Iar de la asistente, asistentele au rolul să aplice terapia dată de medic. Nu au rolul nici să-i spele, nici să-i învețe să se spele, nici să-i învețe cum să mănânce, nici să învețe altceva. Ele trebuie doar să aplice protocoalele corect, în mod corect și în mod igienic. Iar femeile de serviciu au rolul să facă curățenie. Pe de altă parte, nicăieri în lume nu există vreun spital în care să nu fie infecție. Nu există așa ceva. Nu există. Iar pacientul, pentru că este viața lui, el trebuie să se spele în fiecare zi, să facă duș. El trebuie să-și asigure igiena din jurul lui. El trebuie să-i spună aparținătorului să nu-și lase geanta pe pat și așa mai departe. Adică fiecare are câte un rol și trebuie să-și asume, asta Mihaela cred că știe exact despre ce vorbesc, trebuie să-și asume responsabilitatea actelor sale. Dacă el nu se spală cu săpun, cu apă și cu săpun, este problema lui că face infecție. Nu e al medicului, nu este a spitalului, nu este a asistentelor. Este a lui. Dacă el mănâncă o mâncare care a fost desfăcută dimineața și o mănâncă a doua zi și a lăsat-o pe noptieră și s-a umplut de bacterii și după aia face infecție, este responsabilitatea lui, nu a medicului sau a asistentei sau a oricui altcuiva. Sau dacă i-a adus bunica prăjitură cu cremă și a mâncat prăjitură cu cremă, când am scris în toate protocoalele și toate hârtiile și le dăm tuturor hârtii despre igienă și nutriție, unde este clar interzis acest lucru, este responsabilitatea lui. Deci el își asumă consecințele. Și asta este foarte important, ca pacientul să-și asume responsabilitatea actelor. Dacă ți este poftă să mănânci sarmale sau salată de băf cu maioneză, și ai mâncat-o, deși medicul ți-a spus că n-ai voie, este responsabilitatea ta dacă ajungi în terapie intensivă. Este doar responsabilitatea ta. Da, ce aș adăuga aici este că e foarte important ce ai spus tu, Monica, dar în același timp pacientul trebuie să aibă aceste informații. Da. El, medicii, asistentele, nu au timp să le spună și nici nu este datoria lor. Și atunci, din acest motiv a fost gândit proiectul nostru, de a informa pacientul despre ceea ce trebuie să facă el în afara
tratamentului pe care îl primește de la medicul oncolog sau hemato-oncolog. Cu ce poate să se ajute singur și cum poate să-și crească șansele de supraviețuire? Deci noi am făcut o listă întreagă cu alimentele permise, nepermise, cum să gătească și oricine are nevoie de informații, poate să ne contacteze și le dăm toate informațiile de care au nevoie. Ne puteți spune și acum câteva din aceste informații? Exact ce spuneam, este foarte important să mănânce, depinde, în timpul chimioterapiei, în timpul transplantului, după și așa mai departe, dar cei care fac chimioterapie, de exemplu, nu au voie să mănânce grapefruit. De ce? Nu pentru că grapefruit nu este bun, ci pentru că intră în contradicție cu terapiile. Sau rodii, sau trebuie să se spele, repet, este foarte important, chiar dacă e frică, chiar dacă e cald, e important să facă duș în fiecare dimineață. Este important să nu lase aparținătorii să aducă tot felul de sarsanale și de lucruri din afară care sunt pline de bacterii și să le pună pe patul pacientului sau pe noptiera pacientului, să nu vină să se așeze pe patul pacientului. Am văzut, de exemplu, o familie, erau toți împotriva medicilor și cu scandal și așa mai departe și sora pacientului și cu tatăl erau încălțați pe așternutul pacientului. Deci, cum să spun, până la urmă, nu putem să cerem tot timpul de la altcineva să facă. Noi suntem responsabili de viața noastră, în primul rând, și noi mergem după aceea ca să fim ajutați de specialiști. Deci, noi putem să le oferim, e foarte...